Doamne ajută și bun regăsit, iubiți credincioși și dragi telespectatori! Iată-ne din nou împreună la o emisiune Lumina lui Hristos. O duminică binecuvântată de decembrie, o duminică a 27-a după pogorârea Sfântului Duh, în care Dumnezeu se întâlnește din nou cu omul, se întâlnește cu firea cea gârbovită a omului și o restaurează pe ea, o repune în demnitatea cea din tâi. Astăzi, Sfinții Părinți au rânduit ca să ni se pună înaintea ochilor inimii imaginea femeii celei gârbove, tămăduirea femeii celei gârbove. Sfântul Evanghelist Luca ne vorbește despre o întâlnire minunată între Dumnezeu și om, între omul a plecat sub greutatea propriei griji, a plecat sub greutatea propriilor probleme, astfel încât ochii săi nu mai văd cerul, nu mai văd soarele. Și iată că soarele dreptății, soarele cel cugetător, soarele cel întrupat, stă în fața omului și mai mult decât atât vindecă firea și mai mult decât atât înviază firea aceasta și o face nemuritoare. Astăzi Sfânta noastră Biserică face pomenirea Sfintei Mare Mucenițe Varvara dinpreună cu Sfântul Cuvios Ioan Damaschinul. Această Sfântă Mare Mucenițe este absolut minunată și facem pomenirea ei astăzi, dar de asemenea și un îndemn pentru tineri, pentru copii, pentru fete, tinere, fete, să citească viața acestei sfinte, să vadă bărbăția, eroismul acestei sfinte pentru credința în Hristos, în Dumnezeul întrupat. Astăzi, iubiți credincioși, avem multe surprize pentru dumneavoastră. Am o mare bucurie astăzi, fiindcă am primit și eu un dar, această bucurie, și doresc să o împărtășesc cu frățiile voastre, doresc să o împart și eu frăților voastre. De fiecare dată când văd această frumusețe a chipului omenesc, în esența ei cea mai pură, în esența ei cea mai delicată, mă umplu de bucurie și această bucurie nu poate să rămână numai așa, trăită de unul singur, de aceea doresc să o împărtășesc cu dumneavoastră. Dar nu vom zăbovi mai mult, să țin atenția și curiozitatea încordate. Vă rog să urmărim cuvântul Chiriarhului, după care să ne bucurăm împreună, nu-i așa, de cele pe care vi le-am anunțat, de cele despre care v-am povestit. Iată, în duminica aceasta, Sfânta Evanghelie ne istorisește că Mântuitorul a intrat într-o sinagogă, unde mai obișnuia să intre sâmbăta. Și de data aceasta era zi de sâmbătă. La această sinagogă vine o femeie gârbovă, aplecată cu totul în jos. Mântuitorul îi se face milă și văzând-o, a chemat-o la sine. I-a zis: îndrăznește, fiică, și punând mâinile peste ea, acea femeie gârbovă, care nu putea să mai vadă cerul, să mai ridice capul, auzind cuvintele: fiică, ești deslegată de neputința ta, s-a ridicat și a stat drept în picioare. Mai marele sinagoge, văzând aceasta, s-a scandalizat. A fost cuprins de invidie că Mântuitorul
face această minune, dar nu îndrăznește să se adreseze lui, ci se adresează tuturor celor prezenți și zice: 6 zile sunt în care trebuie să lucreze omul, în acelea veniți să vă vindecați, iar nu în ziua sâmbetei. Mântuitorul însă îl înfruntă pe el și pe cei din preună cu el și le spune: fățarnicilor, care dintre voi în zi de sâmbătă nu dezleagă boul sau asinul de la este și nu-l duce să-l adape? Dar această fiica lui Avraam, pe care a legat-o, iată, satana, de 18 ani, nu se cuvenea să fie deslegată în ziua sâmbetei? Și tot poporul care l-asculta slăvea minunile lui și se bucura și o sândea pe fățarnici. Iată un moment în care vedem această prezență a Mântuitorului în sinagogă, sâmbăta, când face bine. Omul nu trebuia să lucreze lucrul pentru hrană, pentru gospodărie, dar pentru suflet nu era nimeni oprit să lucreze sâmbăta. Și cititul la sinagogă era un lucru, dar lucrul sufletului. Tocmai de aceea, ceea ce a făcut Mântuitorul, a făcut ce se cuvenea să facă sâmbăta. A făcut bine, a deslegat o suferință. Și vedem de aici că suferința aceasta nu era una obișnuită. Nu era nici boala leprei, nu era nici mână uscată, nici paralizie. Era o boală grea, o legătură a satanii. Și iată, cel ce a venit să dezlege păcatul, să-l ierte și să alunge pe satana, a alungat neputința în care era ținută de satana această femeie. Înțelegem așadar că Mântuitorul a venit să aducă lumină. Orice suferință însemnează o înjugare cu întunericul. Suferința poate fi curmată în zi de sărbătoare, căci lumina risipește întunericul. Așadar, Mântuitorul se arată om bun și Dumnezeu în același timp, pentru că a venit să dezlege toate neputințele noastre și a venit să vindece toate durerile noastre. A dat un sens pozitiv zilei de odihnă, sens care a rămas până în ziua de astăzi. Sărbătoarea sâmbetei s-a schimbat. Duminica a devenit zi de sărbătoare, pentru că duminica ne-am izbăvit cu toții din păcat și din moarte. Dar iată, în această zi, noi venim să ne vindecăm sufletul. Venim la biserică unde Mântuitorul, precum a vindecat atunci în zi de sâmbătă pe femeia gârbovă, ne vindecă și pe noi de gârbovirea sufletească. Nu este niciun om să nu fie cuprins de această gârbovire. Toți ne-am aplecat sufletul înaintea celui viclean care ne-a mințit, ne-a amăgit și ne-a îndemnat la păcat și împreună cu el am păcătuit. Și venim în zi de sărbătoare și în zi de duminică la biserică tocmai pentru că Mântuitorul este prezent acolo. Este prezent în biserică în fiecare duminică și sărbătoare. Și noi venim cu poverile păcatelor noastre, cuprinși de gârbovirea cea lăuntrică, suntem vindecați de Mântuitorul. A fost o pildă, căci Mântuitorul lămurește
Chiar dacă sâmbătă era zi de odihnă, nu era oprită a face bine. Ce bine este mai mare pentru un creștin decât să-L caute pe Dumnezeu în casa sa, unde are toate darurile sale. Și iată, noi venim la biserică cu poverile noastre, cu mulțimea păcatelor noastre, cu răutățile noastre, cu mândria noastră, cu vicleniile noastre. Și Mântuitorul ne desleagă, ne ușurează, ne iartă. Așadar, să fim fericiți ascultând și tălmăcind Sfânta Evanghelie de astăzi, că ni se adresează și nouă tuturor celor ce au venit la Sfânta Biserică. De aceea se cuvine să-L chemăm și să-L rugăm pe Mântuitorul și să-I zicem: Tu, Doamne, care ai coborât din cer și ai venit să vindeci toată boala și toată neputința în popor, și ai venit să vindeci boala și neputința prin iertarea păcatelor noastre, iartă-ne și nouă greșelile noastre și ne ridică, pentru că nu putem privi înălțimea cerului din pricina fără de legilor noastre. Apără-ne, păzește-ne, îndreptează-ne pe calea dreptății tale și ne sprijină în căderile noastre, ajută-ne să ne ridicăm și precum poporul atunci slăvea minunile tale, și noi să slăvim bunătatea ta, că tu ne chem ca să ne ușurezi de păcate, să ne ierți și să ne ridici spre sălașurile tale cele cerești, de care să ne învrednicești pe toți în veacul de acum, prin alinare și ușurare, și în veacul viitor să ne așezi cu sfinții și aleșii tăi. Amin. Ne-am întors, suntem din nou împreună, iubiți credincioși și dragi telespectatori. Îngăduiți-mi să mulțumesc înalt preasfințitului Părinte Teodosie pentru cuvântul de învățătură. De asemenea, îngăduiți-mi să vă fac o urare cu prilejul Zilei Naționale, Zilei Unirii, fiindcă emisiunea noastră, să spunem, a întârziat 4 zile, însă totuși nu vreau să ne dezlipim așa de repede de acest moment atât de minunat, acest moment extraordinar pe care, sigur, poate că n-am reușit să-l evocăm cum se cuvine, dar nădăjduim că undeva în adâncul fibrei noastre, în adâncul inimii noastre, păstrăm emoția acestui moment sau mai păstrăm emoția acestui moment. La mulți ani tuturor românilor de pretutindeni, la mulți ani celor care iubesc, își iubesc neamul, își iubesc țara, la mulți ani tuturor celor care iubesc țara noastră, pentru că avem și din aceștia care nu sunt de un neam cu noi, dar care ne iubesc. De asemenea, le urăm la mulți ani binecuvântați și tuturor celor care poate au ceva în suflet împotriva noastră, împotriva neamului nostru, să știe că noi ne rugăm de fiecare dată și pentru aceștia și niciodată nu avem decât alte cuvinte decât acelea de binecuvântare. Pentru astăzi avem o emisiune, o temă care, sigur, pare de cumva defazată, dar am spus că nu vreau să ne depărtăm prea mult de momentul unirii atât de drag nouă, un moment care, sigur, are niște reverberează în inimile noastre, fără să ne dăm seama câteodată, și cu toate acestea simțim că se întâmplă ceva. Însă, cum puteam oare mai frumos
să vorbim despre trecutul nostru glorios privind către viitor. Și pentru că viitorul nostru, sau de fapt să spunem despre definiția neamului, că neamul înseamnă toți cei care au simțit, au îmbrățișat aceleași valori, și anume adormiții noștri, cei care sunt adormiți din neamurile noastre, noi cei prezenți și cei viitori. Viitorii sunt și cei care sunt născuți, dar și cei care sunt încă nenăscuți, dar Dumnezeu îi va binecuvânta mamele să-i nască. Ne rugăm deci pentru aceștia, fiindcă acesta este neamul nostru cu care ne vom înfățișa la judecată, fiecare în mijlocul cetei sale. Că vrem sau nu vrem, că înțelegem sau nu înțelegem, acestea sunt realități duhovnicești. Ei bine, spuneam că am să vă fac o surpriză și surpriza este aceea pe care am primit-o și noi și eu la bisericuța noastră. O fiică duhovnicească a bisericii noastre a câștigat un concurs de eseuri. La prima vedere nu este o mare realizare, pentru că nu e așa, suntem obișnuiți ca copiii românilor să fie medaliați peste măsură și în toate timpurile, în toate disciplinele. Numai că această fetiță, că despre o fetiță este vorba, a scris un eseu pe o temă destul de interesantă în ziua de astăzi, de ce ne certăm cu părinții. Fără să știu, am aflat târziu, după ce a câștigat acest concurs, și unul dintre premii sau recunoașterea valorii acestui lucrării sale a fost aceea că o mare doamnă a ecranului, o mare doamnă a scenei, a teatrului românesc, doamna Teodora Mareș, a citit acest eseu într-o emisiune radiofonică, într-o emisiune la radio, într-o interpretare emoționantă, foarte frumoasă. Și eu doream să vă citesc acest cuvânt a unei fetițe de numai 12 ani, în clasa a 5-a, care cere ceva de la noi. Și pentru că v-am spus că emisiunea aceasta sau misiunea noastră până la urmă este să fim atenți la ceea ce doresc oamenii, la ceea ce doresc credincioșii, dar mai cu seamă la ceea ce așteaptă de la noi tinerii, îngăduiți-mi să vă citesc acest cuvânt, așa cu posibilitățile mele, sigur, atât cât va da Dumnezeu, ca să transmit cuvintele pe care a dorit acest suflet curat să le transmită către noi, după care, sigur că da, vom intra în obișnuitul format al emisiunii. Așadar, de ce ne certăm cu părinții? Oare de ce ne certăm cu părinții? Ce motive am avea? Nu ar trebui să fim mai înțelegători? Eu sunt doar o fată de 12 ani. Nu știu să răspund la aceste întrebări. Știu doar că am nevoie de ocrotire și îndrumare. Și mai ales am nevoie de dragoste. Ori de câte ori nu simțim aceste lucruri, încercăm un sentiment de revoltă care se manifestă de obicei prin supărare, nemulțumire și chiar prin ceartă. De fapt, noi copiii, fiind sinceri, surprindem momentele în care părinții noștri vor să pară ceea ce nu sunt. De exemplu, atunci când cer ca noi să nu folosim telefoanele sau calculatorul, deși ei le folosesc aproape mereu. E adevărat, mulți dintre părinți, pentru că nu au timp să se joace cu noi, ne oferă televizorul și calculatorul ca o alternativă. Dar aceste lucruri nu înlocuiesc dorința noastră de joacă, de dragoste, de a petrece cât mai mult timp împreună. Aș mai vrea să vă spun un secret. Darurile, oricât de multe și scumpe ar fi, nu ne mulțumesc la fel de mult cât ne mulțumește o clipă petrecută împreună cu părinții noștri. Am primit multe jucării de-a lungul anilor, dar cele mai frumoase amintiri sunt legate de ieșirile împreună cu părinții. Fie că era un parc, în oraș sau în concedii. Așa că lipsa timpului petrecut împreună ne poate supăra și putem ajunge chiar și la ceartă. Uneori, venind de la școală, am dorit să povestim o întâmplare amuzantă sau să fim întrebați pur și simplu cum ne simțim. Doar că nu de fiecare dată se întâmplă acest lucru și suntem mai degrabă întrebați despre note, teme și suntem trimiși imediat să învățăm și să scriem fără comentarii.
cât de mult mi-aș dori ca părinții să se pună în locul nostru măcar pentru o zi. Ghiozdanul este atât de greu, colegii sunt uneori răi cu noi, poate luăm și o notă mică și ceea ce ne trebuie în acele momente este afecțiunea și dragostea părintească. Vrem să putem spune adevărul fără a ne fi teamă de pedepse. Până acum 2 ani treceam uneori prin momente mai proaste cu părinții mei și atunci singurul lucru pe care îl puteam face era să mă rog. Mă rugam lui Dumnezeu ca ei să stea mai mult cu mine și să nu cumva să-i pierd, viața fără ei fiind de neimaginat. Îi rugam și să mergem la biserică, dar ei erau fie prea obosiți, fie prea ocupați. La un moment dat am încetat să le mai cer, dar continuam să mă rog. Până într-o zi când ruga mea a fost ascultată și părinții mei au început să meargă împreună cu mine și cu sora mea Elena la biserică. De atunci părinții noștri petrec din ce în ce mai mult timp cu noi, nu ne mai certăm, glumim și suntem foarte fericiți cu ceea ce avem. Și ghiciți ce? Noi de curând avem încă o soră, Ilinca. O iubim mult și dăm mulțumire lui Dumnezeu pentru fericirea din familia noastră. Și îl mai rog ceva pe Dumnezeu, să facă în așa fel încât tata să își păstreze locul de muncă aici, în țară, și să nu fie nevoie ca el să caute un loc de muncă în străinătate. Ioana Maria Manole, clasa a 5-a. Iată Ioana Maria Manole, clasa a 5-a, autoarea acestui eseu, este în studioul nostru și îi spun bine ai venit, Ioana, sunt foarte bucuros că ai venit în emisiunea noastră. Bună ziua! Bine ai venit! Ce să spun, sunt emoționat și încântat de faptul că suntem împreună. O să te rog să îi spui telespectatorului care se află pe fir, care a răspuns la întrebarea concursului nostru, să îndrăznească să spună care este răspunsul la întrebarea noastră. Invită-l, te rog. Vă rog, spuneți răspunsul la întrebarea care este virtutea femeii gârbove. Așa, foarte frumos, mulțumesc. O să fii colega mea de platou și te rog să mă ajuți în emisiunea aceasta. Bine ați venit! Uitați, Ioana vă spune bine ați venit și vă roagă să spuneți care este virtutea femeii gârbove. Bine v-am găsit, Doamne ajută! Vă rog! Eu cred că credința. Da, așa este. Și mai are o virtute extraordinară, fiindcă de 18 ani... Răbdarea, extraordinar, minunat. V-a plăcut eseul Ioanei? Mi-a plăcut, mi-aș fi dorit ca și eu să am un copil ca ea. Din păcate, băiatul meu este foarte mare. Acum eu încerc să-l duc pe el la Sfânta Biserică, dar are deja 23 de ani și nu vrea să audă părinte. Mi-a spus odată să citesc cărțile părintelui Profirie sau Porfirie, cum nu știu să Porfirie, Porfirie, da, e un sfânt. V-am ascultat sfatul. Mulțumesc, încerc și nu știu ce să zic decât că părinții ei sunt binecuvântați. Haideți să vă spun ce nădejde, ce cuvânt de nădejde vă dă mama fericitului Augustin. Fericita Monica. Fericitul Augustin a fost avocat în tinerețe și, să spunem așa, cu o viață tumultoasă, de tânăr inteligent și avut și, bineînțeles, poate foarte apreciat. Ei bine, tot așa nu auzise de Dumnezeu, nu voia să vină la Hristos și mama lui s-a rugat timp de 17 ani, a pus genunchii la rugăciune și fericitul Augustin a devenit unul dintre marii sfinți ai bisericii. Este foarte, foarte iubit în apus, este un sfânt care a avut o activitate scriitoricească, să spunem așa, teologică, foarte, foarte bogată. Este un sfânt care a scris mai mult decât
pot să citească tinerii din ziua de azi? 90% din tinerii din ziua de azi nu pot să citească atât cât a scris fericitul Augustin despre fericirea sa, despre iubirea sa și anume biserica, despre întâlnirea cu Hristos. Mulțumim, ați câștigat o carte pe care vă dăruim cu mare bucurie, ați câștigat de fapt, am câștigat împreună de fapt, pentru că nu e așa, ce poate fi mai frumos, mai bine și mai frumos decât să fie frații împreună. Acesta este câștigul nostru, cartea este doar pretextul. Ioana, mă întorc la tine. Am văzut aici, m-a cutremurat acest cuvânt din eseul tău, pe lângă toate celelalte, pe lângă faptul că tu ești, să spunem așa, germenele credinței în familia ta, tu ești preotul, până la urmă rugătorul din casa ta, mi-a atras atenția ceva foarte interesant. Vrem să putem spune adevărul fără a ne fi teamă de pedepse. La ce te-ai gândit? Adică ai încercat să spui un adevăr sau te-ai gândit la ceva și te-ai abținut, ți-ai reprimat gândul acesta fiindu-ți frică de o pedeapsă? Știi tu ce este frica? Frica este frica de Dumnezeu. Mereu am crezut, frica se manifestă, ți-e frică să nu îl superi pe Dumnezeu. Da, foarte frumos, dar iată, vrem să putem spune adevărul fără a ne fi teamă de pedepse. Este vorba de un adevăr pe care ai vrea să-l spui și crezi că Dumnezeu ar pedepsi într-un fel sau la ce te-ai gândit? Nu, la ce adevăr? M-am gândit, părinții mei, nu vreau să-i supăr nici pe ei cum nu vreau să-l supăr pe Dumnezeu. M-am gândit că dacă le spun un adevăr care i-ar supăra, s-ar supăra și ei pe mine. A, și din delicatețe, din dragoste pentru ei, sunt unele lucruri pe care ai vrea să le spui, dar nu le spui să nu-i superi. Cum ar fi, de exemplu, acela care reiese din eseul tău, că de multe ori ați fi vrut să nu fiți abandonat, să spunem, în fața televizorului sau să nu fiți ignorați din pricina grijilor pe care le au părinții și familia, ați fi vrut mai mult. Foarte frumos reiese aici că cel mai important lucru pe care îl dorești, pe care îl dorești copiii, este acela să stea împreună cu părinții. Nimic nu ți se pare mai valoros decât asta, de a petrece timpul cu părinții. Așa este? Așa este. Și ăsta e un adevăr pe care ar fi vrut să-l spui, dar n-ai vrut să-i mâhnești. Nu, părinții mei nu s-au purtat niciodată urât cu mine. Da. Nu m-au lăsat niciodată cu televizorul, calculatorul, cum spuneam. Părinții au încercat să stea cât mai mult timp cu mine, dar mama stătea foarte până târziu la muncă, tata la fel, și stăteam la bunici. 3 ani. Da. Da. Și te refereai în general la generația voastră, că sunt mulți copii care sunt abandonați în fața televizorului. Așa este, adevărat, probabil că ai și copii, colegi, sau ai avut colegi care ai căror părinți sunt plecați în străinătate la muncă, fiindcă reiese foarte, foarte pregnant această frică a ta, această suferință, această tensiune, frământarea pe care o ai pentru o grijă de a nu pleca părinții în străinătate. Ai înțeles că ar fi posibilitatea aceasta să plece tata să muncească în străinătate, să nu-și piardă locul de muncă? Da. Te frământă grija aceasta? Da. Da. Păi de aceea probabil ți-a venit și ideea, sau cum ți-a venit ideea să te rogi lui Dumnezeu? Că spui aici foarte frumos că într-o zi pur și simplu ți-a venit ideea să te pui la rugăciune, să te așezi la rugăciune ca să părinții tăi să te ducă la biserică. Așa a fost? Da. Când eram mică, eu și cu Elena am fost la o grădiniță creștină și ne-am dorit
ne-am dorit să ne ducem la biserică, pentru că învățătoarea ne spunea de biserică. Despre Dumnezeu. Da, ne spunea mereu despre Dumnezeu și vroiam să ne ducem la biserică. Dar părinții mei fiind ocupați, toată ziua plecați la muncă, nu, erau foarte obosiți și nu puteau să ne ducă duminică. Asta este drama societății noastre, să știi că foarte mulți, mii, sute de mii de familii sunt în această situație. Părinții peste măsură de ocupați, peste măsură de îngrijorați, peste măsură de gârboviți, de griji, apăsați de grijile acestea și din această pricină, sigur că preferă de multe ori să stea acasă cu copiii duminica, să se relaxeze, să se odihnească, pentru că, iată, începe o nouă săptămână de muncă, o nouă săptămână de griji. Dar a fost o minune de la Dumnezeu până la urmă ca tu să reușești să urnești această, să ridici toată această greutate de pe umerii părinților tăi și ați ajuns la biserică, ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu. Avem un telefon, Ioana, pentru că, iată, am făcut o temă, am gândit o temă pentru generația voastră, pentru generația noastră, adică datoria pe care o are generația noastră să vă dea ca moștenire, recuperarea sentimentului național. Vorbim despre, vreau să vorbim și cu tine, pentru că simt că poți să faci lucrul acesta și o să spun și telespectatorilor de unde mi-am dat seama că poți să faci lucrul acesta. Cu tine vreau să vorbesc despre recuperarea sentimentului național. Cum ar fi să, ce înseamnă să-ți iubești țara, să-ți iubești neamul, să-ți iubești limba, să iubești tradițiile tale. Uite că avem pe cineva pe fir, să-l primim în casă și să ne primească și dumnealui în casa lui și să-i spunem bine ai venit. Spune-i și tu bine ați venit. Bine ați venit. Să rămână, să trăiți, părinte, lăsați copiii să vină la mine, un îndemn al Mântuitorului, da. Și trebuie să fiu foarte atent la ceea ce vorbesc, pentru că în preajma copiilor și a tineretului trebuie să fim foarte atenți. Așa este, trebuie să ne măsurăm, să ne cântărim foarte bine cuvintele. Da. Bine ați venit! Să trăiți. Sentiment național fără Sfânta Biserică nu se poate, zic eu, după părerea mea. Extraordinar! Niciodată naționalismul românesc nu a fost dezlipit de creștinism, ceea ce îl face cu totul și cu totul superior și îl scoate din sfera ideologiilor. Naționalismul nostru, așa cum spune Sfântul nostru, Părintele nostru Stăniloae, este de fapt îmbibat sau a crescut, s-a născut din creștinism, pentru că a fost odată când n-am fost români, dar n-a fost odată când n-am fost creștini, Ioana. Vă rog, spuneți-ne câteva cuvinte despre recuperarea sensului pierdut. Iertați-mă dacă nu sunt prea priceput așa în cuvinte. De exemplu, ați făcut referire la Părintele Stăniloae. Am citit și eu în convorbirile cu domnul Dumitrescu ale Părintelui Stăniloae, da, și acolo făcea referire la satul românesc, da, la această comoară pe care am avut-o, mai o avem, pentru că am văzut și niște filme acum referitoare la ceea ce avem noi, această comoară, satul românesc, care încă n-a dispărut complet. Și nu vreau să dezvolt mai mult, dar acesta este o comoară pe care o avem legată de acest sentiment național. Și aș vrea să spun ceva legat de prezența acestui copil în emisiune. Vă rog! Aș vrea să-i spun ce ne-a spus nouă când am plecat noi, ne-am schimbat locuința și am plecat în altă parohie și ne-a spus așa părintele nostru duhovnic, pe care ea să știe că în orice s-a va întâmpla în viață să aibă un părinte duhovnic din biserica noastră ortodoxă. Ne-a spus așa, orice ți se va întâmpla în viață, să nu uiți și să nu renunți la Sfânta Biserică. Să nu uiți de Sfânta Biserică, să nu renunți la Sfânta Biserică. Orice ți s-ar întâmpla, pentru că George Cosmu spunea, o luptă e viața, deci te luptă. Deci viața e o luptă și avem multe încercări. Până de iertați-mă, acum vreau să spun ceva scurt, așa ca să termin, să legat de o problemă. Pe vremea, e ceva mai dalmos, așa mai, cum să spune, dar tot am grijă la cuvinte. Pe vremea comuniștilor s-a spus că biserica nu s-a implicat.
S-a făcut această imputare. De ce nu s-a implicat? Dar eu am mai spus că biserica suntem noi toți, și credincioși, și părinții, și preoții, deși credincioșii. Că de ce n-am ridicat noi glasul? Dar vedeți, s-a întâmplat o problemă acum, că am văzut să vă uitau niște jurnaliști cu un post de televiziune, mă rog, ei au o preferință de anumiți politicieni, că de ce biserica are anumite preferințe, că de ce biserica învață pe oameni. Eu știu că biserica totdeauna a fost alături de omul nevoiaș, de omul sărac, de omul, exact cum a făcut și Mântuitorul, de a ajutat-o pe femeia gârbovă, de această femeie care se chinuia în această neputință de 18 ani. Acum s-a pus problema, două duminici câte mai sunt, să nu se vorbească nimic, nici să aducă vorba cumva de politică, biserica sau ceva de genul acesta, pentru că vor fi chiar infiltrați anumiți oameni trimiși nu știu de unde, ca să raporteze dacă cumva preotul care, bineînțeles că dacă va zice ceva, va suferi consecințe. Pe asta seamănă securitatea, comunismul. Da. Iertați-mă, să dezvolte alți oameni mai înțeles să dezvolte această temă. Da, păi tocmai de aceea am ales această temă, măcar că sigur Ioana mă va ajuta, fiindcă nu o să răzbesc singur, dar eu vă spun ceva, chiar dacă există această tendință de a se impune o cenzură, deși este mai degrabă iluzorie, pentru că, așa cum a spus, biserica suntem noi și n-a fost odată când poporul n-a fost credincios și n-a fost odată când biserica nu și-a iubit neamul, n-a fost odată când biserica, așa cum Hristos își iubește biserica, tot așa fiecare dintre noi îi iubim pe cei din neamul nostru și până la urmă îi iubim și pe toți. Așa că tocmai de aceea, fiindcă nu s-a vorbit, vom vorbi astăzi despre recuperarea sentimentului național. Să rămână, mă iertați dacă vreau să mă retrag ca să mai fie telefonul. Da, toate cele bune, Doamne ajută. Să trăiți, să rămână. În cuvinte foarte simple, pentru că așa ar trebui să fie sufletul nostru, foarte simplu, Ioana. De-aia și spune Mântuitorul că copiii sunt la măsura îngerelii, la măsura stării de rai. Și atunci, când vorbim despre neamul nostru, îți spune ceva acest cuvânt? Neamul nostru, dragostea de neam? Ce-ți spune așa? Noi n-am pregătit nimic, dar aș vrea să vorbim. Cum ai vedea asta? Cine-i neamul nostru? Neamul nostru, în primul rând, este biserica și Hristos. Dacă Hristos n-ar fi venit pe pământ, noi n-am mai fi fost încă aici. Dar așa este, e ținut, bineînțeles, de Hristos și până la urmă în biserică. Dar pe cine identifici tu așa în neamul nostru, în neamul tău? La cine te gândești când spui din ce neam ești tu? Dacă te-ar întreba un englez, să spunem, sau un american, i-ar spune: Ioana, mi-a plăcut foarte mult eseul tău. Din ce neam ești tu? De unde ești tu? Poate că se publică în limba engleză. Dintr-un neam creștin. Dintr-un neam creștin. Foarte frumos. Și cum se numește neamul acesta creștin al tău? România. Da? În România, din România. Foarte frumos, Ioana. Vezi, mai mare frumusețe decât asta, să vezi adâncimile de taină ale sufletului unui copil, nici nu există. Până la urmă trebuie spus și Ioana dă mărturie cu sufletul ei curat de copil, că noi nu am făcut niciun fel de pregătire înainte de emisiunea aceasta, n-am făcut niciun fel de regie, nici măcar o întrebare să o gândim împreună. Ioana, știu că a fost un moment extraordinar la biserică odată când, după ce mi-ai spus că ai câștigat acest concurs, eu ți-am făcut invitația la emisiune, să vii într-o emisiune, pentru că de fapt este misiunea noastră a tuturor, și ți-am spus că aș dori să spui o poezie în emisiune și tu ai spus că ești de acord și să vii la emisiune, dar mai întâi să-ți întrebi părinții și ai fi de acord să recici o poezie. Și eu ți-am spus, mie mi-ar plăcea
o poezie foarte mult pe care eu nu pot să o recit pentru că nu pot mai mult de jumătate de strofă din motive care se vor vedea. Și ți-am spus că poezia pe care mi-ar plăcea mie ar fi Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane. Și ce mi-ai răspuns? Că o să învăț. Și mi-ai mai spus ceva, ai spus că o știi. Da. Mi-ai spus că o știi și o să înveți. Și am fost cu totul și cu totul impresionat de această legătură în duh până la urmă, pentru că iată, eu m-am gândit la o poezie care mă sensibilizează pe mine și nici nu mă așteptam ca tu, un copil binecuvântat de 12 ani, să știi această, să fi auzit de această poezie, cu atât mai puțin să știi această poezie. Și cu toate acestea, tu mi-ai spus, mi-ai răspuns, o știu. Și acest lucru mi-a dat un curaj extraordinar, curajul de a vorbi despre recuperarea sentimentului național. De ce, Ioana? Pentru că este dincolo de aceste cuvinte, faptul că tu ai auzit de această poezie și că știai această poezie, o știai, ai știut-o cândva, înseamnă că undeva în familia ta, în neamul tău, cineva păstrează, a prins focul acesta al iubirii de neam, al iubirii de patrie, al iubirii de limba română, al iubirii de aproapele și care este și creștin. Și faptul că cineva, părinții tăi, bunicii tăi, transmit aceste valori, îmi dau mie încrederea aceasta și nădejdea aceasta extraordinară că nu e nimic pierdut și că vom fi mai mult decât ce am fost odată. Adevărul este că am reținut foarte bine din eseul tău că vrei să spui adevărul fără să-ți fie frică. Și acesta, până la urmă, dacă vrei și dacă vreți, iubiți credincioși, este mesajul care răzbate, punctul central, linia de forță care răzbate din eseul Ioanei. Vrea să poată să spună adevărul fără să-i fie frică. Iar acest adevăr, până la urmă, după cum ați și văzut, l-a mărturisit ca fiind Hristos. Ioana, încă îți este frică că tatăl tău ar fi nevoit să plece să lucreze în străinătate? Mai ai frica aceasta după ce ai venit la... Că îmi spui că se întâmpla înainte de a fi în biserică. Mai ai frica aceasta? Nu o mai am. Nu? Ne-a și promis că nu o să plece decât dacă o să fie nevoie și până acum nu este. Adică tata a făcut promisiunea aceasta că nu va pleca niciodată din țară să muncească în străinătate. Da. Ăsta e un lucru extraordinar, un act de eroism pe care tatăl tău, familia ta, părinții tăi l-au făcut ca să vă transmită vouă siguranța că indiferent ce ar fi, noi nu plecăm. Nu vom pleca din țara aceasta. Cu toate că, iată, mai mult de 3 milioane, 4 milioane, nu știu exact cât sunt. Să mă ierte Dumnezeu în primul rând că ar trebui să am datele acestea. Ioana, poți să înțelegi ce înseamnă 4 milioane de oameni care au plecat din țara asta? Ai reprezentarea asta? Nu cred că poți să-ți dai seama, din care poate sunt 1 milion de copii de vârsta ta care au plecat din țara asta. Te-ai gândit, te atrage Occidentul, așa, străinătatea? Nu mă atrage. Mereu când plec în concedii cu părinții mei în altă țară. Unde ai fost? În ce țară? În Grecia, ne ducem la o prietenă. Ai fost în Grecia până da. Acum. Deci tot într-o țară creștină și ortodoxă. Da. N-ai fost în altă țară. Nu. Dar ați trecut prin alte țări. Prin ce țări ați mai Bulgaria. Trecut? Prin Bulgaria. Am înțeles. Și este așa ceva, o fascinație pentru tine? Te amețește de cap că pleci în străinătate? Nu. Îmi place să mă duc în concedii cu părinții mei. Da. În Grecia, pentru că acolo sunt oameni foarte drăguți. Uh-huh. Dar tot îmi este dor de țara ta, da. De casa ta. Da. Când te întorci acasă, ești fericită? Da. Cea mai fericită. Ai vrea să mergi la Disneyland, nu? Puțin.
Dar cred că tot acasă ai vrea să te întorci. Nu te-ai dat în caruselul ăla o lună, că te ia amețeala. Da, și pe noi, pe mulți dintre noi ne-a luat amețeala, de aceea și am zis că, iată, Dumnezeu a îngăduit să fim gârbovi, așa noi, părinții voștri, pentru, în sfârșit, nu o să enumer motivele acum, dar unul dintre motivele principale este acela că ne-am însușit, noi ca părinți ai voștri, ne-am însușit un proverb care a fost desfigurat. Proverbul acela suna așa când eram de vârsta voastră și cu care am și crescut. Capul plecat, sabia nu-l taie. Ei bine, au trecut 30 de ani de la momentul în care am învățat acest proverb și până la urmă mi-am dat seama că el era desfigurat și că noi ne-am tot cocârjat, ne-am tot aplecat, dar de fapt proverbul sună așa. Capul plecat, sabia nu-l taie, dar nici soarele nu-l vede. Și atunci, ca să vezi soarele, trebuie numai decât să te ridici, să te îndrepți și să îndrepți privirea către cer. Ioana, mai avem câteva minute și vreau să fie al tău sfârșitul acesta de emisiune și începutul acesta de bucurie. Ne spui poezia aceea, ne reciți poezia aceea atât de minunată? Cu mare drag. Cu mare drag. Vă rog foarte mult să o ascultăm pe Ioana, care a pregătit poezia aceasta, pe care o știa, dar a pregătit-o pentru dumneavoastră, în cinstea actului eroic pe care l-a înfăptuit poporul român acum 98 de ani și pe care încă îl va mai înfăptui. Ioana, te rugăm. Nu pentru o lopată de rumenă pâine, nu pentru pătule, nu pentru pogoane, ci pentru văzduhul tău liber de mâine, ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane. Pentru sângele neamului tău curs prin șanțuri, pentru lacrima soarelui, pentru cântecul tău țintuit în piroane, pentru lacrima soarelui tău pus în lanțuri, ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane. Nu pentru mânia scrâșnită în măsele, ci ca să adun chiuind pe tăpșane o claie de zăr și o căciulă de stele, ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane. Așa ca să bei libertatea din ciuturi și în ea să te avunzi ca un cer în bulboane și zarzării ei peste tine să-i scuturi, ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane. Și ca să pui tot sărutul fierbinte pe praguri, pe prispe, pe uși, pe icoane, pe toate ce slobode ți-es înainte, ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane. Ridică-te, Gheorghe, pe lanțuri, pe funii, ridică-te, Ioane, pe sfinte ciolane și sus spre lumina din urma furtunii, ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane. Ioana, nu întâmplător, iată, acest nume atât de binecuvântat e folosit în poezie de Radu Gir. Nu întâmplător Dumnezeu a îngăduit ca părinții tăi să-ți pună numele Ioana și Maria și Manole, iată numele tău de familie, este tot extras dintr-o esență, dintr-o seva a neamului românesc. Ioana, am nădejdea, mi-ai dat o bucurie pe care n-o trăiesc, n-am trăit-o atât de intens, o bucurie pe care o trăiesc doar la Sfânta Liturghie, o bucurie care mi-a umplut inima de nădejde, de curaj, o bucurie care mă face și ne face pe noi, părinții tăi, și duhovnicești și cei trupești, să luptăm, să ne dăm cuvântul de onoare, că nu vă vom părăsi, că nu vom pleca niciodată de lângă voi, chiar și atunci când, biologic să spunem, sau după rânduiala firii, unul dintre noi va pleca, să știi că noi credem în înviere, noi credem în sfințenie, noi credem în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca Cel care ne iubește pe toți. M-am emoționat mai cu seamă pentru că ai făcut un efort pentru a aduce o bucurie în casele oamenilor, pentru a îmi face mie o bucurie. N-am niciun merit de a răspândi, de a difuza această bucurie, tot meritul îți aparține și te felicit din toată inima. Și mai mult decât atât, îți spun că darul cel mai mare pe care l-ai primit de la Dumnezeu este darul părinților tăi. Te rog să le spui și telespectatorilor noștri că Dumnezeu v-a mai făcut un dar de curând, de câteva luni,
și că pe lângă sora ta Elena, Dumnezeu v-a dăruit încă o surioară, nu? Da. Cum se numește? Se numește Ilinca Sânziana. Ilinca Sânziana. Iată ce nume frumos îl are pe Sfântul Ilie ca ocrotitor și să fie la fel de puternică. Deci tatăl tău este împăratul roșu cu 3 fete, nu? Ioana, îți mulțumim din toată inima, îți mulțumesc eu din toată inima și uite, mai avem 20 de secunde și dacă vrei să transmiți ceva părinților tăi, prietenilor tăi, poți să o faci în 20 de secunde. Vreau doar să spun că sunt foarte, foarte bucuroasă că am putut să vin și că m-ați invitat. Noi te-am primit cu toată dragostea și o să te mai invităm și pe tine și pe alți tineri atât de minunați. Până duminica viitoare, iubiți credincioși, dați-mi voie să aduc o dată mulțumire părinților acestei fetițe binecuvântate, dați-mi voie să vă urez un cuvânt de la Sfântul Tadei, de la Starețul Tadei, pace și bucurie de la Domnul. Ioana, ai fost minunată!